Mulțumesc. Doamnă președinte de ședință, stimați colegi, știm de ce a fost chemat colegul meu Claudiu Năsui în Parlament cu o moțiune. Primul pas pe care îl taxați este publicarea tuturor contractelor Ministerului Economiei din anii trecuți. Stimați colegi din PSD, transparența nu trebuie să vă sperie. Dimpotrivă, ea este un principiu de bază al societăților libere. Prin accesul contribuabililor la informații, statul devine mai puțin corupt. Ce vedem în lista aceea? Aceleași și aceleași firme, an de an, se duceau la târguri internaționale, în locuri în care, altfel, sunt destinații de vacanțe de lux. Se duceau pe banii statului, vacanțe pentru o clientelă specială, beneficiară de contracte din bani publici, subtitulatura generică de program pentru promovarea exporturilor. E un program de plimbări prin străinătate, vacanțe dictate din pix de un așa numit Consiliu de Export, sub oblăduirea unei părți interesate a statului român cu conexiuni în politica înaltă. Al doilea pas decisiv pe care Claudiu Năsui l-a făcut din poziția de ministru al economiei a fost să întrerupă unilateral această mufare a celor puțini și privilegiați la aceste excursii, care nu sunt deloc în folosul exporturilor României. Acest pas a dus PSD la isterie, închiderea robinetului banilor publici care se scurgeau către această protipendadă. Ca dovadă, o bună parte dintre aceste firme abonate la acest fel de contracte, ce să vedeți? Nici nu fac parte din lista de exportatori ai României. O puteți afla simplu. Confruntați datele deținute de Institutul Național de Statistică cu lista firmelor din aceste contracte. Despre ce exporturi vorbim? Vacanțe, stimați colegi, din bani publici în Dubai, Las Vegas, Abu Dhabi, Milano, Paris sau New York. Dar cine sunt totuși acei exportatori pe care ziceți că i-am blocat? Haideți să vedem, să luăm câteva situații reprezentative. O firmă din top 10 beneficiară ai programului de mers la târguri pe banii contribuabililor. Firmă abonată la târguri și a participat an de an, bineînțeles. În total a luat peste 1 milion de lei din banii noștri pentru a merge la târguri în toată lumea, dar mai ales în locuri unde ne-am duce de obicei în vacanță. Am crede că această firmă este un mare exportator, dar firma are 0 salariați. A avut la un moment dat unul, dar s-a pierdut. Și are o cifră de afaceri de 61.000 de lei în tot anul 2019, adică undeva la 5.000 de lei pe lună. În condițiile în care contractele declarate pentru participarea la târguri însumează 2 milioane de lei. Această firmă s-a erijat în mare exportator pentru a se mufa cu aparența legalității la bani publici. Veți spune că este un caz singular. Haideți să mai luăm un caz. Alt mare exportator. A participat la multiple târguri pe banii statului. În total, această firmă a încasat 339.000 de lei pentru a se plimba pe banii contribuabilului. Are fix 0 angajați și 0 venituri. Pentru ei e chiar ușor să spună că și-au dublat cifra de afaceri. Nu de alta, dar dublul lui 0, tot 0 rămâne. Pe astfel de firme s-au dus banii românilor, an de an. Transparența înseamnă să scoți la suprafață toată mizeria și corupția acumulată prin clientelisme politice. De asta avem nevoie, de instituții care să nu fie opace, să nu fie focare ale unor interese obscure și inaccesibile oamenilor. De aceea, Claudiu Năsui are susținerea Coaliției de Guvernare să curețe și să reformeze Ministerul Economiei, o instituție esențială pentru relansarea economică a României. Mulțumesc!